Vreau să vă spun că mă simt copleșit în prezența Domnului. Mă simt copleșit atunci când Domnul trece prin fața ta. Bunătatea și îndurarea Domnului simți că sunt peste tine. În dimineața aceasta, toate mesajele care au fost pentru biserică au fost cu scopul de a ne motiva. Și cântarea care a fost că Domnul face lucruri noi. Nu face Domnul lucruri noi în fiecare dimineață, în fiecare zi? Face? Dumnezeu să fie preamărit! Și în dimineața aceasta avem în mijlocul nostru o familie care și-au adus băiețelul la binecuvântare, pe Filip. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să binecuvinteze toți Filipii, adică toți copiii casei Domnului. Amin? Spuneți mai tare. Amin? Amin. Ei au nevoie de încurajare, de îmbărbătare, toți copiii noștri. Și pentru un astfel de moment, este un psalm care se citește când sunt binecuvântări de copii. Psalmul 127. Un psalm al lui David, al lui Solomon, scuze, care spune așa: îl avem? Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pânteciului este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin! Domnul să ne ajute și pe noi să nu rămânem de rușine că atunci când vom vorbi cu vrăjmașul nostru la poartă. Că Domnul a dat o binecuvântare în copiii noștri. Stăteam și mă gândeam cât de binecuvântați suntem atunci când Domnul ne-a dat un copil în familie. Știți cât de binecuvântați? De multe ori aduce vindecare. După lacrimile, durerea, rugăciunile, vin lacrimile de fericire. Câți de aici din sală aveți copii? Vă rog frumos, ridicați mâna sus. Ridicați, sincer. Domnul să vă binecuvinteze. Și acum fiți sincer cu voi. Când ați ținut copilul în brațe pentru prima dată, ce sentiment ați avut? Țineați o rază de soare în brațe, o promisiune a lui Dumnezeu. Și de multe ori te-ai gândit că tu nu meriți lucrul ăla și Dumnezeu te-a binecuvântat. Pe umerii voștri este o mare responsabilitate și pe umerii noștri este o mare responsabilitate. Ce învățăm pe copii, ce le transmitem mai departe. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi să fim maturi în ceea ce le vom dărui copiilor noștri, ceea ce le vom lăsa copiilor noștri. Și mai mult de atâta, am stat și am căutat ce spun alți oameni despre copii, ce înseamnă ei în familie. Și o să rămâneți surprinși. Și vreau să împărtășesc lucrul ăsta cu dumneavoastră. După care aș vrea să facem o rugăciune pentru ei, pentru copii,
ca Dumnezeu să îi crească o generație nouă, sănătoasă și statornică în Domnul. Amin? Cred că fiecare părinte își dorește lucrul acesta. Și am să vă citesc acum câteva gânduri legate despre copii. Și spune așa, faptele copiilor sunt un testament pe care îl primesc la maturitate de la părinții lor. Atunci când în sfârșit revii la casa părintească, descoperi că de fapt nu ți era dor de casa veche, ci de copilăria ta. Copiii nu își vor aminti de lucrurile materiale pe care le-ai dăruit lor, ci de simțămintele pe care le-ai împărtășit cu ei. Nu vă faceți griji că copiii nu vă ascultă niciodată, ci să vă faceți griji că vă urmăresc mereu. Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critică. Există copii jucându-se pe stradă care ar putea să-mi rezolve unele probleme mai complicate ale mele de fizică, întrucât ei posedă o percepție senzorială, simplă, pe care eu am pierdut-o de mult. Când nu mai ești copil, ai murit de mult. Asta o spunea Constantin Brâncuș. Copilăria este o oglindă care reflectează în viața de mai târziu primele imagini. Copilul își recunoaște mama după surâs. Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile. Copiii descoperă totul în nimic, oamenii nu găsesc nimic în toate. Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. Atunci când o persoană este pedepsită pentru sinceritatea sa, ea începe să învețe să mintă. Copilului poți să-i spui tot, întotdeauna. M-ai uimit cât de puțin cei mari, tații și chiar mamele își cunosc copiii. Adultul nu știe că până și în chestiunea cea mai dificilă, copilul îi poate da un sfat util. Dacă ești părinte, deschide-i copilului tău ușile către direcții necunoscute pe care să le poată explora. Nu fă să-i fie frică de necunoscut. Acordă-i susținere. Cel mai bun lucru pe care poți să-l cheltuiești pentru copiii tăi este timpul tău. Poți învăța multe lucruri de la copii. De exemplu, despre cât de multă răbdare ar trebui să ai. Niciodată nu a existat vreun copil atât de frumos precum mama lui, satisfăcută atunci când adorme copilul. Așa este? Pe măsură ce cresc copiii, pot uita ceea ce l-ai spus, dar nu vor uita felul în care i-ai făcut să se simtă. Copiii încep prin a-și iubi părinții pe măsură ce cresc. Valoarea căsniciei nu este că adulții produc copii, ci că cei mici produc adulți. Vedeți câte... Doar acestea sunt câteva gânduri despre copiii noștri, spuse de oameni mari. Recitindu-le aici, v-ați dat seama că și noi am fost copii. Și uitându-vă la noi, Dumnezeu ne-a făcut o binecuvântare. Și Dumnezeu ne-a dăruit și nouă binecuvântări. Și în dimineața aceasta avem un motiv de laudă. Doamne, Tu ești bun. Îndurările Tale sunt mari și bune. Și Tu în dimineața aceasta ți-ai înnoit bunătățile Tale peste noi. Stăteam și mă întrebam, în timpul rugăciunii, ați văzut că sunt frați care plâng, alții care laudă pe Domnul și care se bucură.
Și vă întrebați de ce unii plâng, alții se bucură? Știți de ce? Pentru că atunci când se roagă, prin fața lor trece Domnul. Și în dimineața aceasta, în rugăciunea care vom face, când va trece Domnul prin fața noastră, spunem: Doamne, îndură-te de copiii casei tale, îndură-te de copiii noi, de copiii mei, și fă-i tu o binecuvântare. Întinde-ți tu mâna ta peste ei și nu-i lăsa. Dacă vă uitați afară, vremurile sunt rele. Domnul să fie scutul și tăria lor. Și haideți să ne rugăm, să ne ridicăm în picioare. Și să încredințăm copiii noștri, viitorul copiilor noștri, în mâna Domnului. Și să spunem: Doamne, fii Tu protecția lor, fii Tu nădejdea lor, fii Tu tăria lor. Și așa cum ne-ai condus pe noi cu credincioșie, fii și cu ei. Amin. Haideți să ne rugăm.